Un cal sleit de puteri și subnutrit s-a prăbușit marți dimineață în plină stradă sub privirile stăpânilor săi, un bărbat și o femeie de etnie romă. Incidentul s-a petrecut la ieșirea din comuna Șcheia, în apropierea unei benzinării. Calul a zăcut la pământ mai bine de o oră, timp în care stăpânii au încercat să-l ridice. La fața locului a ajuns un medic veterinar, Gabriel Gașpar, care a fost anunțat de cele întâmplate de un șofer care trecea prin zonă și căruia i s-a făcut milă de animal. Dar nu s-a uitat la el deloc? Eu am 10 copii acasă. Da. 10. Și o femeie bolnavă. Dar nu ne filmă. Și da bani. Hai cu dușul. Dai primul ajutor și formă să plătești. Vedeți, e România. În ce situație am ajuns? Vine să pui și pe eu pe lângă. Vedeți în ce situație am ajuns? El mi-a pierdut 400 de minute, sunt tot 40 de minute. Vine să mă atat de nimic și cald. Mă duc sau o zi de asta, strâng 20-30 kg de carton și eu la băiat să-mi tacâm 2 kg de carton și vin acasă. Ajutat de mai mulți oameni, doctorul a reușit să ridice calul. Veterinarul a declarat că animalul era foarte epuizat și că cel mai probabil nu a fost hrănit suficient. Calul cred că pur și simplu nu are nimic din punct de vedere medical. A fost epuizat, ca majoritatea cailor nu e nici primul, nici ultimul care cade. Am mai avut cazuri în oraș. Dacă ei lucrează toată ziua dimineața până seara cu el și vede mâncare o dată pe săptămână, e normal. Deci nu cred că are ceva din punct de vedere medical. El l-a epuizat. O stat asumat pe fost mai frig, l-a scos direct din graj, a început să tragă de el sau dacă stă în graj și pur și simplu trebuia ridicat, el nu avea forță și el nu are putere să se ridice. Mai ales pe teren umed și moale cum era acolo, nu cred că, nu e un cal bolnav. De respirat, respira normal, nu avea semne clinice că ar fi bolnav. Deci pur și simplu epuizare. Pur și simplu epuizare și un animal care stă mult timp în jos, mai ales în cazul cailor, încep să... Dacă au avut noroc să mănânce ceva, fermentează, se umplă și nu-ți mai... După aia e greu să intervine. Cât stă mai mult un cal, cu atât mai e problemă. Credeți că bătaia care mănâncă acest animal le favorizează epuizarea? Și bătaia și ei nu țin cont. Ei cred că e o mașină la care pui benzină și merge în continuu. Animalul ăsta are nevoie și de îngrijire, dar cine să-i dea? Nu este identificat, acum vrem să vedem dacă într-adevăr proprietarul este cel care și-a dat numele sau putea să fie altcineva. Dacă este calul lui și dacă s-a dus la medic, dacă a avut făcut de toate vaccinări, de toate tratamente, de toate calul. Asta este tot. La fața locului a ajuns reprezentantul Poliției Animalelor, care a început o anchetă în acest caz.